Salutare tuturor! Sunt Veronica Herța, director executiv Green City Lab. Green City Lab, în parteneriat cu proiectul Tehnologiile Viitorului în Moldova, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie, lansează o serie de podcasturi. Podcasturi care vor fi realizate de comun cu autoritățile publice și mediul de afaceri, cu mediul academic și cei din uh, sectorul uh, public, care are drept scop de a învăța, de a învăța toți împreună, de a învăța că este necesar să ne schimbăm astăzi pentru a avea un viitor mai bun mâine. Primul podcast am... Uh, gândit noi să-l realizăm cu o persoană care, de fapt, a pus sumărul la faptul că astăzi Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului se poate asigura suport pentru întreprinderile mici și mijlocii în vederea realizării proiectului de retehnologizare și eficiență energetică. Omul care poate foarte simplu să explice ce înseamnă energie, omul care cu siguranță cunoaște ce se întâmplă pe piața gazelor pe tot teritoriul Republicii Moldova, și nu în ultimul rând, omul care înainte de a accede în această funcție a deținut exact funcția din care m-am prezentat eu acum, a fost director executiv Green City Lab și astăzi îl avem alături de noi pe Victor Pagălecov, ministru energiei. Bine ai venit! Bine v-am găsit și mă bucur să ne revedem în, această, în acest format. Da, formatul este deja un pic diferit, și la sfârșitul podcastului o să am și niște întrebări pe care sper eu să răspund sincer pentru a înțelege și cei de dincolo de ecran cum s-au schimbat lucrurile în această perioadă din care deja ai un alt mandat. Ok. Dar hai să începem de la început. În perioada în care ai fost de cealaltă parte în societatea civilă, ai promovat pe larg energia verde. Acum, din poziția pe care o deții, iată că în scurt timp va fi deja practic un an de zile de când deții acest mandat, este aceeași abordare și aceeași deschidere? Rămâne statul la, fi, la fel de uh, sigur în faptul că trebuie să ne schimbăm, cum am spus și eu la început, trebuie să ne schimbăm astăzi obiceiurile pentru a avea un viitor mâine? Cu certitudine da și mă bucur că în această perioadă și bun. Trebuie să fiu onest, adică eu... Nu că iată, până acum nu se făcea nimic pe regenerabil și am venit eu să încep face. Nu. Deci există un proces normal în care se elaborează legislația, se elaborează. Uh, adevărul este că după ce s-a creat un minister dedicat pentru energie, sigur că lucrurile s-au accelerat. S-au accelerat pentru că sunt mai mulți oameni care se ocupă de, această, de, de această dimisiune, de tot sectorul energetic. Uh, uh, cea mai mare provocare și până acum rămâne faptul că noi beneficind de un mult suport extern, consultanți care ne ajută, avem constrângeri încă tot trebuie să creștem echipa și din punct de vedere numeric, dar și din punct de vedere a competențelor echipei, să o creștem pentru a putea procesa tot acest volum de informații și de a formula poziția de politică publică în sector. Dacă îți vorbim strict de energie regenerabilă, mă mândresc cu faptul că această ultimă modificare a legii care a intrat în vigoare, practic, acum, nu știu că a intrat în vigoare, deci a fost votată în Parlament săptămâna trecută, eu, deci, încununează un efort care îl datorăm ca țară de cel puțin 5 ani. Adică în 2018 această lege în formulă ei existentă a intrat în vigoare. Foarte mult timp a luat până s-au început primele mișcări și primele investiții în domeniul energiei regenerabile între timp. Și până acum, spunem așa, investițiile masive, în parcuri fotovoltaice, parcuri eoliene, ele nu au venit și era un motiv de ce nu au venit, pentru că era nevoie de modificat și legislația și de a lansa acel, în baza legii modificate, de a lansa acel concurs investițional, în baza căruia o să vină investitorii mari care să dea energia regenerabilă cât mai ieftin consumatorilor finali. Așa că eu mă bucur că în această perioadă Bun, am, exact în mandatul meu a căzut această perioadă și așa cum am promis, noi vom lansa aceste licitații în lunile care urmează și eu cred că în următorii câțiva ani deja vom vedea parcuri mari și fotovoltaice și olieni în Republica Moldova. Exact aici vreau să ajung și eu. Criza energetică din ultimii doi ani a tras atenția consumatorilor, indiferent de a, care consumator vorbim noi și de mărimea acestuia, a tras atenția asupra necesității de a fi mai eficient energetic, inclusiv și de a folosi surse de energie regenerabilă. Ori în ultimul moment, după cum ai menționat, fiind și aprobat legea numărul 10 în, cu modificările și apărând această noțiune de facturare netă, uh -huh. o parte din consumatori cumva sunt într-o neclaritate. Uh -huh. Dacă ai să facă uh, claritate pentru cei care ne ascultă: care mm -hmm. sunt uh, modificările de bază și cum influențează mm -hmm. ceea ce a fost votat de Parlament pentru consumatorul casnic, pentru întreprinderea mică și mijlocie mm -hmm. și pentru acei investitori mari despre care spuneai. Haideți mai întâi să explic ce s-a întâmplat cu mecanismul de contorizare netă, cum, cum el funcționează da. și uh, de ce noi renunțăm la el ca după asta să explic și în ce se transformă. Deci, în primul rând, mecanismul de contorizare netă din start a fost gândit nu ca un business. Asta este un mecanism prin care consumatorului se permite, dacă investește în energie regenerabilă produsă la locul lui de consum, acolo unde el consumă, să substituie energie din rețea, o parte cel puțin, cu energie pe care o produce din sursă regenerabilă. Acum, desigur că sună foarte frumos, sună natural, oarecum. Dar, din punct de vedere financiar, mecanismul funcționa cam în felul următor. Atunci când energia regenerabilă se producea și haideți să nu deci, să fim direcți, adică uh, marea parte, dacă nu exclusiv toată energia regenerabilă care se produce din, prin acest mecanism a fost energie solară. Deci foarte simplu să instalează niște panouri solare la locul de consum, să dă energie în rețea. Acum, mecanismul de contorizare netă presupunea că acei consumatori care își instalează aceste panouri solare la locul de consum pot utiliza rețeaua în calitate de acumulator. Spuneai în cadrul unui alt eveniment o comparație cu consumatorii casnici din România da. și consumatorii din Republica Moldova vis-a-vis -vis de capacitățile de instalare. Dacă ai putea să le da, că este o să ajung, chiar, chiar un exemplu. O să ajung acolo. Deci, deci Care este esența acestui mecanism? El permite să utilizezi rețeaua în calitate de acumulator. Adică, atunci când panourile solare generează, energia pleacă în rețea chiar, adică atunci când consumatorul o consumă pe loc, asta nu e problemă. Adică el pur și simplu nici nu ajunge energie în rețea. Când energia pleacă în rețea, ea se contabilizează ca și kilovator care s-a dus în rețea. Respectiv, ea se duce la alți consumatori, noi procurăm mai puțină energie de la alți producători și spunem, consumatorul ăsta, de fapt, o creditează Rețeaua acreditează ceilalți consumatori cu un kilowatt oră de energie, pe care el îl poate consuma inclusiv și iarna. Și mecanismul a fost făcut așa pentru a încuraja, pentru a începe aceste investiții. Uite că atunci când au crescut prețurile la energie, foarte multă lume s-a trezit că, hm, da, asta este un model foarte interesant. De ce noi să ne chinuim să investim în, în parcuri, în. în alte, spunem, să devenim, să luăm licență la furnizare energie De ce noi să uh, intrăm pe piața de energie electrică organizată, deci la toate condițiile pieței, dacă noi pur și simplu putem să ne ni punem niște panouri mai mult decât noi consumăm și la sfârșitul anului, energia asta plecând în uh, rețea, nu uh, statul sau până la urmă nu stat, până la urmă ceilalți consumatori, ni plătesc acest surplus cu prețul cât e, a fost energie pe anul precedent. Și asta a generat un val investițional, pot să-i spun chiar nesănătos. De ce nesănătos? Pentru că, dacă vă uitați chiar și în România, capacitatea medie cât și instalează un consumator casnic în România, dar în România consumul casnic de energie electrică e cam per consumator de o jumătate, două ori mai mare ca la noi, Păi iată, un consumator casnic din România, în mediu, și-a instalat 6 și 4 kW. De panouri. La noi s-au instalat 9 kW. Să fie. Respectiv, ce înseamnă asta? În esență. Esența asta înseamnă că foarte mulți consumatori ajung asta la casnici. Bun, mai, mai avem și business-ul. Cel mai mare capacități, de fapt, s-au instalat uh, agenții economici. Și noi avem situația în care sunt puțini, câteva mii, dintre tot 1.200.000 de mii de consumatori. Sunt puțini, vreo 5.000 până la 10.000, într-un final, până la sfârșitul anului, să dea Dumnezeu să ajungem la 10.000. Deci până la 10.000 de consumatori care beneficiază de chestia asta, care de fapt își vând energia la ceilalți consumatori și au două beneficii. Primul beneficiu, atunci când se întâmplă acest lucru, ei nu plătesc costurile de rețea, adică ei utilizează rețeaua da. ca acumulator, dar nu achită pentru acest acumulator, asta e unul. Și doi, uh, trebuie să înțelegem că noi avem o, un consum foarte mic, ca și țară Și noi avem un volum limitat de energie solară, de panouri solare, care noi putem să-i integrăm la nivel de rețea. Și atunci când beneficiari la toată chestia asta sunt un procent, două procente din toți consumatorii, asta e cumva... nu ni s-a părut incorrect. Deci atunci când ai posibilitatea să... Deci, ceea ce am făcut noi prin această trecere, noi am făcut două lucruri. Unu, am hotărât să plafonăm aceste investiții, deci aceste capacități care vor fi instalate la nivel individual până la nivelul, spunem așa, decenții unui consumator casnic, inclusiv pentru a încuraja cât mai mulți oameni să poată beneficia de acest mecanism. Să avem nu 1-2%, să avem măcar 5-10% din consumatori care pot beneficia de, de această schemă de sprijin. Și doi, am schimbat mecanismul financiar. Acum energia electrică când pleacă în rețea, nu se mai contabilizează ca și kilovator pe care poți să-l consumi la iarnă, dar la momentul în care o plecat în rețea, să te uiți cât o costat energia, cât ar fi costat energia dacă n-ai fi produs-o tu, cât am fi cumpărat-o noi de pe altă piață, admitem, astăzi cel mai jos preț este prețul de la, din stânga Nistului, de pildă. Un leu 20 aproximativ e acest preț. Și scontabilizează, nu kilovatul, dar scontabilizează lei. Acest preț va fi stabilit de Andrei. Acolo, una... da, acolo este un mecanism întreg, pentru că la moment noi, din câte cunoașteți, o lună. Deci, din câte cunoașteți, nu există la moment o piață de energie cum e în România, o bursă de energie și nu poți stabili prețul ea cam ora cu tare cât e prețul acestei energii există o, spunem, o formulă medie care o să o utilizeze Andrei la prima etapă, când o să avem bursa noastră de energie și eu sper foarte mult și ne facem eforturi ca anul viitor deja să o avem și să avem primele tranzacții orare pe prețuri de energie orare, asta ne va permite să facem, spunem așa, această trecere, să contabilizăm banii efectiv cât o costat energia în ora respectivă și atunci consumatorul va credita uh, uh, furnizorul de rețea, furnizorul de energie care de fapt se achită de ceilalți consumatori până la urmă asta, uh, plătesc tot ceilalți consumatori într-un final, uh, îl va credita cu o sumă de bani. Și această sumă de bani va fi cu cât energia asta s-ar lua pe piața în Atunci când el procură energia asta din rețea, iarăși nu procură deja kilowat la kilowat, dar o procură cu prețul reglementat. Respectiv se primește că tu ești încurajat să-ți instalezi panouri solare atât cât consumi atunci când este generare. Și atunci e cea mai mare economie o obții cum nu mai ieși ca această energie să plece în rețea și după asta să o iei înapoi, avantajul financiar deja nu mai este atât de interesant. Și noi în așa fel vrem să discurajăm investițiile, deci supradimensionarea, supra, da, supra acestor uh, panouri. Acest mecanism, scuza, acest mecanism este aplicabil și pentru uh, sectorul rezidențial și pentru autoritățile publice locale și pentru mediul de afaceri absolut. Deci... Asta e și ideea, A, că așa. până acum toate mecanismele erau disponibile pentru toți. Însă realitatea a demonstrat că cel mai repede s-au mișcat business-ul, cel mai repede s-au mișcat mediul de afaceri, inclusiv din cauza faptului că au putut beneficia de, de subvenții pentru această activitate și ei și-au instalat foarte repede multe capacități, nu neapărat integral uh, spunem... Conform uh, Conform necesităților, o leacă și cu rezervă, eu sunt sigur. Uh, pe de altă parte... A doilea, cea mai, a doilea cea mai mare categorie de beneficiari au fost consumatorii castici, dar autoritățile publice au beneficiat foarte puțin. Pentru că autoritățile publice nu au bani acum să investească și mecanismul bugetar nu le permite să investească ei acum și să obțină. Respectiv, noi, când am analizat chestia asta, se primește cum? Noi, pe de-o parte, vorbim că noi vrem... Clădiri publice eficiente, noi vrem uh, uh, servicii publice mai ieftine, noi vrem, dar cum tu să obții chestia asta dacă toată cota de energie solară în 2-3 luni, în jumate de an, să o mănâncă numai business și poate rămâne ceva la consumatori casti și la cele 1-2%. De asta, ceea ce am făcut noi, am introdus, așa cum am spus, câteva elemente. Una, plofonare. Pentru fiecare categorie, pentru instituții publice va fi separat, pentru business va fi separat, pentru consumatori casnici va fi separat. Vom introduce, dincolo de plafonii de capacități, posibilitatea, și asta este deja în lege, posibilitatea de a decupla locul de generare de locul de consum, ceea ce e un avantaj tehnic. Și al treilea lucru care este foarte important, în opinia mea, Până acum nu exista posibilitatea grupării consumatorilor. Uh -huh. Acum noi creăm posibilitatea de formare a și foarte simplificată. Deci noi nu vrem o asociație de consumatori sau o comunitate energetică, cum se numește în lege, să, fie, să fie creată ca să o împovărăm, să devină organizații, să înregistreze, să aibă director, contabil și încă nu știu ce. Noi vrem să simplificăm la maxim aceast, acest, acest procedeu ca aceste asociații să fie prin declarații. Deci, tu dacă voi 10 v-ați adunat și v-ați declarat că voi sunteți ca, ca și un Uh, spunem așa, uh, conglomerat, ca și un, uh, o comunitate energetică, voi toți împreună să puteți beneficia de pildă de, de, de un singur parc fotovoltaic. Și asta va simplifica lucrurile pentru mai multe lume și va permite beneficii, beneficiile de la, spunem așa, investițiile este în, în panouri, să fie recuperate totuși mai repede. Pentru că, evident, consumul individual joacă și nu este atât de, spunem, e mai greu să-l potrivești la generare. Când te aduni mai mulți consumatori, deja este o, o predictibilitate mai bună în medie. O prognoză, acum noi consumăm ca țară plus minus 15% din ceea ce înseamnă resurse energetică, energie electrică, 15% constituie. Mai puțin, 30 13, conformă da. 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 13, conform balanței energetice. Și unul, 13 Peste câți ani ajungem și care este indicatorul timp? De, deci, de energie. și fiindcă ai menționat că unul din puncte din acest, din această strategie pe lungă durată este faptul că ne creștem consumul de energie electrică. Exact. Și aici haideți să vorbim nu doar de procente, hai să vorbim lucrurilor, lucrurile, spunem, punem accent pe lucrurile importante. Republica Moldova, nu degeaba, nu întâmplător, în, ca primul pilon a strategiei noastre energetice, care încă nu e aprobată, dar noi deja mergem să o implementăm, este pilonul care ține de eficiența energetică a clădirilor. Și nu este întâmplător. Repet, noi ca țară, neavând consum industrial major, noi peste 50% din toată energia o consumăm în clădiri. Și în mediu, pentru întreținerea unui metru pătrat de clădiri, noi cheltuim de două ori mai multă energie decât țările Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, și practic cu excepția lemn deci uh, biomasei locale, toate resursele este energetice sunt importate. Deci, gazul este importat, petrolul este importat, Aproape tot este important. Acum, dacă noi avem peste 50% de energie consumată în clădiri și o eficiență energetică cam de două ori mai proastă decât Uniunea Europeană, asta înseamnă că pur și simplu aducând clădirile noastre la standardele de performanță energetică existente, actuale ale Uniunii Europene, eu nu vorbesc de viitor, eu nu vorbesc de clădiri care produc mai multă energie decât consumă. Nu vorbim despre... Da, deja existente. Deci ceva foarte, foarte de bază. Izolare normală, termică, deci o, o sistem de încălzire eficient, nu uh, sobă care aruncă pe hogeag peste... 70% din toată energia, care se produce acolo. Deci dacă noi reușim să creștem eficiența energetică în clădirile noastre, noi putem reduce cam de două, de, cu 25% consumul întregii balanțe noastre energetice. Deci asta e imens. Da. Asta este imens. Mai mult ca atât, hai să trecem la două doua prioritate ca strat din strategia noastră. Transportul, electrificarea transportului. Noi avem peste 35% din balanța energetică Consumul combustibilor uh, lichizi. Deci, produs petrolier. Da. Evident că cea mai mare parte asta sunt mașinile noastre individuale. Da, cui nu ar tractoarele, astea, cum se cheamă ele, autobuzele și trenurile consumă, dar consumă cu mult mai puțin decât mașini. Și atunci, uh, noi, ca țară, nu degeaba am zis de electrificarea anumit transportul, de treceri la transport electric, pentru că sunt opțiuni hidrogen, sunt opțiuni diferite. Este realizabil pentru noi? Este, este realizabil, dar nu are sens. Deci, în Republica Moldova, rețelele electrice ale noastre, din transport, care e problema majorității țărilor, de ce nu trec la transport electric? Transportul electric este mult mai simplu de trecut decât la transport hidrogen. Asta înseamnă, hidrogen asta înseamnă că trebuie o rețea întreagă, o infrastructură întreagă de hidrogen. De ce în majoritatea țărilor nu, nu le e așa de simplu să treacă la transport electric? Pentru că, așa cum și la noi, transportul reprezintă vreo 35% din balanța noastră energetică. Așa și în alte țări. Asta e volum de energie imens. Și atunci, dacă pui toată sarcina asta pe rețeaua electrică, în marea majoritate a țărilor, rețeaua electrică nu rezistă. Deci rețeaua electrică nu poate menține o creștere atât de imensă a consumului. În Republica Moldova, rețeaua noastră de transport este suficient de robustă ca să poată absorbi această trecere la transport electric. Mai mult ca atât, în țările puternic urbanizate, una din problemele legate de transportul electric este uh, infrastructura de încărcare. Or, în Republica Moldova, 70% peste 70% de oameni trăiesc în case individuale. Ceea ce presupune că tu poți veni fiecare seară acasă și să te conectezi la tine în priză. Mai mult ca atât, asta mai dă un avantaj. Tu nu poți numai să te conectezi ca să te încarci din priză. Tu dacă ții mașina în priză, tu poți inclusiv să dai energie din mașină în casă, atunci ca să nu consumi energie din rețea, atunci când energia este scumpă. Deci asta ar permite la fel nu doar reducerea directă de emisii de carbon legate de că trecem de la energie de la benzină și motorină, trecem la electricitate, dar și indirect curățirea electricității prin faptul că într-un asemenea sistem poți integra mai multă energie regenerabilă. Și atunci procentul de energie regenerabilă va crește. Repet, nu, pot, nu vreau să dau acum prognoza balanței noastre energetice pentru 2030, dar tendința eu o văd în felul următor. Trebuie o parte din uh, transportul care astăzi este... Uh, circulă pe combustibil fosil, lichiz, de, la, de produs petroliere, să treacă în electric, iar cota de energie regenerabilă în electric, eu sunt sigur că noi vom depăși 30% către anul 2030. Da, noi ne asumăm niște ținte mai conservative care știm sigur că le vom putea livra pentru că există o diferență între ceea ce noi vrem și ceea ce noi ne obligăm să facem pentru că dacă noi ne asumăm niște obligații față de Uniunea Europeană că vom atinge anumite ținte și după asta nu livrăm, noi suntem pasibili inclusiv de sancțiuni financiare. Adică noi pe noi poate să ne penalizeze inclusiv financiar pentru că noi nu am realizat anumite ținte. Uh, cele mai multe discuții au fost uh, pe lege, pe, pe mecanismele astea de net metering, net billing pe tot ce ține de licitațiile este investiționale și aici toată lumea s-a concentrat pe energie electrică. De, da, de de și chiar vreau să salut faptul că Ministerul Energiei a reușit într-un timp relativ scurt pentru o lege astfel atât de complexă să organizeze mai multe dezbateri, dezbateri care Șafe au fost. Pe, sau șapte da, dezbateri care au fost organizate cu mediul de afaceri, cu societatea civilă, cu mulți actori prezenți și chiar este salutabil. Și întrebarea era dacă din partea mediului de afaceri ați simțiți și un interes față de alte tehnologii verzi și cât sunt de disponibile fondurile de finanțare pentru aceste tehnologii care sunt la momentul actual, când, cât este de, de posibil să fie pus în aplicare? Nu Aici o să, o să intru atunci într-un pic într-o într altă zonă, dar ca să finalizăm cu legea asta regenerabilă. Noi, într-adevăr, am făcut un proces de consultare, aș spune, exemplar, din punct de vedere fără falsă modestie, chiar și cei ca propunerile cărora nu s-au regăsit în redacția finală a legii, au recunoscut că din punct de vedere a procesului, din punct de vedere a consultărilor, din punct de vedere a explicării, exact. de ce ceva s-acceptă, nu se acceptă de ce noi trebuie să mergem anumi pe calea asta și nu pe altă cale, a fost un proces foarte, foarte calitativ. Și eu cred că noi, după asta, chiar dacă nu suntem de acord unul cu altul pe anumite elemente din lege, rămânem, rămânem colegi, rămânem, spunem, în relații de lucru foarte pozitive, a fost apreciată această deschidere a Ministerului și eu sunt sigur că pe viitor sectorul privat își va găsi oricum nișa în care sunt acele elemente unde trebuie să investească, ca pe de o parte să câștigi și ei bani și pe de altă parte să contribui la realizarea scopurilor generale ale Republicii Moldova. Acum, dacă îi vorbim de tehnologii noi, tehnologii inovative, eu pot să spun că noi și pe dimensiunea asta, uh, iarăși, creăm niște. spargem niște gheață. Uh, noi, deja este în proces de elaborare, cred că până la sfârșitul anului finalizăm elaborarea unui proiect de lege care va viza crearea așa numitor... Uh, uh, cum să-l numesc eu, în român e mai complicat, nu le-am găsit încă denumirea. Deci, innovation sandboxes, adică un cadru de reglementare dedicat pentru inovații, pentru experimente inovative. Spre exemplu, eu vă dau câteva exemple. În general, atunci când cineva vine cu o soluție inovativă, foarte des, problemă, în primul rând, problema principală, desigur nu sunt bani. În 90% din cazuri, cei care au o idee și au o soluție inovativă care, uite, pare a fi interesantă, ei găsesc finanțatori ca să testeze, să acest, nu știu, uh, prototip uh, care să fie testat. Acum, după asta începe calvarul. Pentru că, de obicei, asta este tehnologie care nu are certificat, nu are uh, uh, cod VAMAL, nu are nimic. Tu nu poți nici să o aduci, nici să o duci, nici să o instalezi, nici să o conectezi la rețea. N-ai și faci și cu dânsa. Adică tu chiar dacă ai făcut un lucru care e eficient, e bun, funcționează, tu nu ai cum să o demonstrezi, că i nimeni nu-ți admiti, să o conectezi undeva și să o testezi, să o pilotezi. De asta. Și asta nu e problemă doar în Republica Moldova. Asta e problemă general în domeniul uh, inovațiilor. Iar Republica Moldova, în sensul ăsta, noi vrem să fim, să pilotăm această abordare de Bun, să pilotăm între alte țări, că eu atunci când am venit cu această inițiativă, credeam că noi suntem cei mai, spunem, inovativi în sensul ăsta în Europa, dar de atunci deja am făcut cunoștință cu câteva țări în care asemenea ceva similar deja există. Așa ceva există în Portugalia, așa ceva există în Germania, așa ceva e similar, foarte similar. În, în Olanda există ceva similar. Deci, ce presupune acel, acest innovation sandbox? Această? Presupune că pentru un anumit uh, proiect, pentru un anumit echipament, pentru un anumit consumator sau într-un anumit cadru, pe un anumit teritoriu, uh, această, deci, acest experiment este scutit de respectarea unor anumite reguli care nu pot fi aplicate din cauza faptului că ele lipsesc. Dacă închipuiți-vă că este o, nu știu, o, o uh, echipament care stochează energie într-un mod nou. Dar nu-i baterii, dar stochează energie. Dar și asta, dar cum o conectez, dar cum o testez. Și dacă te duci la cineva și spui că -i da, dacă eu vreau să o testez, în cel mai bun caz poți să o faci în universitate și universitățile noastre tot nu prea au resurs pentru asta. De asta noi vrem să creăm acest cadru care să permită guvernului să creeze, deci așa, deci cu acest echipament, în acest perimetru, în aceste reguli, poți face experimente. Și în urma uh, realizării experimentului se va decide să certifică această tehnologie, nu se certifică, care sunt punctele slabe, care sunt punctele puternice. În esență, ceea ce vreau să fac, vreau ca Republica Moldova să devină țară unde inovațiile cel mai rapid ajung pe piață, cel mai rapid ajung să fie uh, uh, produsă în regim comercial. De ce? Noi, în general, suntem o țară nu prea... Noi suntem ca oameni inventivi și inovativi, dar sistemele noastre sunt extrem de greoaie și birocratizate. Și eu vreau acest, acest lucru să-l sparg și să combinăm inovativitatea și creativitatea noastră cu un cadru care să faciliteze și să încurajeze oamenii care vin cu tot felul de invenții, cu tot felul de soluții noi. Uh, și vreau să vă spun că avem, avem da. uh... aș vrea să uh, trecem la alte cifre care le avem disponibile public, uh, le avem noi disponibile, dar uh, prin prisma <coughs> poziției pe care o aveți, uh, presupun eu că aveți datele de ultimă oră. Deci dacă privim balanța energetică pentru anul 2021, la întrebarea cine consumă cel mai mult în Republica Moldova, răspunsul este sectorul rezidențial. Da. Uh, dacă nu greșesc 40 8 sau 50% practic din consumul de resurse energetice, din toate resursele da. ce revine sectorului sectorul rezidențial. Putem spune acum că consumatorii și-au schimbat, uh, și schimbat modul de organizare și au devenit mai eficienți energetice în ultimii ani sau nu? Nu putem spune că asta a devenit eficienți energetice. Uh, uh, această scădere înainte era clasic peste 50% această scădere se începe să datorează în primul rând faptului că în urma creșterii prețurilor, consumatorii au, înce au început să economisească pe confort. Deci asta nu este eficiență energetică. Atunci când omul stă și în gheață ca, ca să-și poată plăti facturile, asta nu e eficiență energetică. El oricum, o bună parte de energie, nu se încălzește el, dar pleacă pe fereastră și pe ușă. Și de atât lui e frig. Dar... A, important, și de asta pun accent, pilonul numărul 1 din punct de vedere a strategiei noastre energetice este anume eficiența energetică. Pentru că cu exact aceleași resursă, cu exact aceleași cum se nu, nu cu, exact aceleași, cu, exact aceleași, prețuri la resursă, noi putem reduce de două ori factura, cel puțin de două ori, să reducem factura cu exact același preț. Factura noastră, în cea mai mare uh, parte, depinde de eficiența energetică. Noi, repet, cu aceleași prețuri, noi puteam să plătim de două ori mai puțin, dacă pur și simplu ajungeam la standardele de performanță energetică existente în UE. Nu mai vorbim de ceva mai performant. Uh, același lucru se referă la sursele din încălzire. Dacă o, un sistem din încălzire sau o, în loc de o sobă, unde pe iarnă, de pildă de, de consum, nu știu, îți trebuie șase scladometri, sau cum se numesc ele, metri steri, de lemni, ca să te încălzești, ai schimba-o pe o centrală termică, care poate să tot pe lemni, dar mai eficientă, tu te discurci în loc de șase metri steri, cu 3 metri steri. Deci, sau cu 2 metri steri. Și asta fără a face alt alti, deci mai multe schimbări. Sigur că aceste lucruri presupun investiții, sigur că aici pentru asta trebuie și uh, anumite, spunem, uh, sisteme sau uh, cum se numesc asta, programe de finanțare. Dar Exact de asta și venim. Exact de asta și venim cu acel fond rezidențial de eficiență energetică, unde vrem să subvenționăm investițiile în eficiență energetică și în schimbarea sistemelor de încălzire la nivel de consumatori rezidențiali, ca să declanșăm aceste investiții. Noi înțelegem că atunci când, spre exemplu, aici lucrăm și vom, cu băncile, sectorul bancar, cu Banca Națională, trebuie să înțelegem un lucru. Nu poți trata investițiile de eficiență energetică atunci când le finanțezi ca bancă. Nu-i corect să fie tratate ca un credit de consum, ca și cum ți-ai cumpărat un telefon mobil. Deci, acestea sunt investiții în clădiri. Capitalizează și crește valoarea clădirilor. Ele mai curând trebuie tratate ca și credit ipotecar, care să-ți permite recuperarea investiției. Este pe 15 ani. Și vă asigur că nu există aproape nicio măsură de eficiență energetică la ziua de azi, în special la prețurile de azi la energie, care nu se răscumpără în 15 ani. Și dacă am avea finanțare pe 15 ani care să plătim în rate această investiție, atunci credeți-mă că economia pe care o obții imediat după ce ai făcut investiția ar fi mult mai mare decât ratele care trebuie să le plătești la bancă ca să întorci creditul. Și anume, acolo vrem să ajungem, într-un final, vrem să ajungem la un sistem de finanțare sănătos pentru eficiență energetică, vrem să ajungem la programe de subvenționare, fie dacă vor fi credite lungi pentru rată dobânzii, fond de garantare, dacă acum, la prima etapă, cred că vom porni cu un sistem pur și simplu de subvenționare directă, deci vom da un grant, de până la 50% din toată investiția, o finanțează din buget lucrăm cu donatorii pentru că fără sprijinul internațional, fără finanțarea din partea lor noi nu am avea la buget atâtea resurse ca să finanțăm asemenea programe. Deci toate lucrurile astea, repet, ele sunt foarte multe procese paralele, dar pe mine mă bucură faptul că noi acum punem bazele și creăm niște mecanisme care vor dăinui, eu cred că, încă zeci de ani de, de zile înainte. Totodată trebuie să fim foarte sinceri, fiindcă încă în perioada în care erați la Green Steel Lab, avem experiența frumoasă de realizarea proiectului ce înseamnă sistem de distribuție pe orizontal în trei blocuri din Chișinău, trei bobe. blocuri din Belt și am văzut această reticență și diferența de modul în care lumea acceptă. Da? Și trebuie probabil să conștientizăm că sunt necesar o serie de pași înainte pentru a avea succes implementarea acestui și punerea în aplicare a resurselor care vor fi în acest fond, indiferent de capacitate, donatori, etc., etc. Din punctul nostru de vedere ar fi poate benefic și autoritățile publice locale să intervină, fiindcă fondul locativ este o problemă nu doar nu autorităților centrale, dar și autorităților locale, mai ales în Chișinău în momentul în care avem practic cred că 80% din fondul locativ am în așa, acele MGFL-uri vechi și nu vedem o, o dorință din partea locatarilor de a-și crea asociații de locatari. Nu, deci, aici sunt două elemente despre care am vrut a aș vrea să comentez. Unul sunt parțial de acord că și, într-adevăr, atunci când s-au început proiectele astea de trecere la distribuție orizontală, noi, practic, am pilotat, noi am fost printre primii, poate n-am fost primii, dar printre primii care au făcut acest lucru. Și nu prea exista pe piață, nu prea cunoștea lumea despre ce este vorba, doar dacă găseam în bloc vreun inginer doi care înțelegea despre ce vorba și putea să convingă locuitorii din bloc, asta era de ajutor sunt minte experiența că vreo două blocuri au refuzat după ce mai întâi au semnat că vor. Da, și lucrul cu oamenii într adevăr contează foarte mult în, această, în acest efort. Dar la ce aș vrea să ajung? Acum deja sunt primele experiențe. Deja sunt primile proiecte realizate și putem vedea o diferență. Și pentru noi este foarte important ca oamenii să uh, vadă, să cunoască care sunt în esență aceste beneficii de la această trecere. E una când îi povestești că uite la tine în cald, și cald, și fie frumos, și fie ghine, și fie mai ieftin, și e altceva când tu iarăți arăți facturile într-o casă care asta au făcut. Ia cum au fost facturile până la, iată cât au consumat energie termică până la, iată când s-au consumat după. Da, Gigacalorie poate au crescut, dar factura nu a crescut așa cum au crescut gigacalorie. Noi avem uh, obiectivul ca, în primul rând, din punct de vedere a, a punctelor termici individuale și a distribuției orizontale, noi să începem cu 50 100 de, uh, 50 de blocuri pe an. Nu anul viitor, anul viitor cred că am să pilotăm cu vreo 20 de blocuri, 20-30 de blocuri. Dar, uh, într-un final, vrem să ajungem la 50, după asta, 100 de blocuri pe an, puncte termici individuale încă și mai repede și izolările. Tot minim cu vreo 50 de blocuri pe an. 50 de blocuri pe an. Și asta e încet. Repet, noi trebuie să dezmurțăm această piață. Noi după ce creăm sistemele financiare, următoarea constrângere cu care noi o să ne confruntăm, o să fie dacă avem noi companii de construcții exact, care aici sunt ajut. gata și pot prelua această sarcină și pot fac ce lucru ăsta, au suficiente cadre calificate, au suficiente resurse financiare ca să fac stocuri de materiale, de nu știu ce, ca să poată intra repede în șantier, echipamente, etc. Lucrurile astea, eu sunt absolut sigur că ele vor, știți cum, vor merge Paralel. treptat. Adică mai întâi apar banii, companiile nu reușesc, după asta companiile își dezvoltă capacitățile, deja nu ajung bani și tot așa. Adică va fi așa o scăriță, dar într-un final noi trebuie să ajungem cel puțin, deci în Chișinău, la 100% din clădiri, din blocuri, să le avem trecute la sistem de distribuție orizontal la uh, uh, izolare termică, la integrarea energiei regenerabile în bloc, la nivel de bloc de locuit, uh, Deja, dincolo de asta, noi discutăm despre uh, incorporarea în sistemul termoenergetic, în sistemul de distribuției energiei termice. Avem deja primul proiect unde vrem la băl să experimentăm cu stocarea de căldură. Deci care ar permite integrarea de energie solară, care de cuvară poți să stochezi energie solară și să o utilizezi ulterior în sistemul de încălzire. Mai adică sunt cu mult mai multe opțiuni și noi opțiunile astea le precăutăm. Dar la moment este absolut cert că trebuie să începem cu eficiența energetică. Pentru că noi putem să încercăm să integrăm cât vreți regenerabile și să facem energia asta cât de ieftină putem. Suntem să găsim cele mai bune prețuri la gaz, dar dacă 50% din toată energia îți duc pe fereastră și pe ușă, nare are factura omului oricum a să fie înaltă. Și de asta eu vreau să trec de la discuția cât e prețul gazului, la discuția cât e factura. Aș vrea două cuvinte despre instituțiile publice și ce facem cu ele, dacă există vreo plan, strategie, cum se intervine? Mersi frumos! Întrebarea e exact la fileu. Deci, pentru instituții publice noi creăm un nou, un alt mecanism financiar. Și aici lucru principal, deci viziunea este de partea ministerului nostru și e foarte bine că acum sectorul energetic are un minister care poate promova aceste viziuni, dar dacă să fim onești, cea mai mare parte de efort care va trebui făcut va fi pe partea ministerului de finanță. Ce vrem noi? Noi vrem să creăm un mecanism, așa cum am spus, de government to government superesco, adică un mecanism prin care uh, statul să investească în clădiri publice, din bani împrumutați, și să ramburseze aceste credite cu banii economisiți de stat în urma investiției în clădiri publice. Simplu vorbind, Ministerul de Finanță atrage credite lungi, 15-20 de ani la rată dobândă preferențială prin intermediul unui sistem și unui filtrări, unui prioritizări a clădirilor, să începem cu cele mai puțin eficiente energetic, noi începem mai investi în clădirile publice cu banii care economisim în urma investiției, de la faptul că consumăm mai puțin energie, rambursăm creditele. Și iată, acest mecanism presupune că din partea Ministerului de Finanță vor, fi trebuit, vor, vor trebui anumite modificări la modul în care operează acum sistemul bugetar. Și aici eu mizez foarte mult pe sprijinul și cooperarea cu Ministerul de Finanță, pentru că de fapt de ei va depinde foarte mult. Pentru beneficiari, pentru instituțiile publice, de fapt va fi o decizie. Deci ei vor avea la bază niște calcule, niște audite, niște proiecte tehnice, care noi vrem să le finanțăm tot din surse de grant, în baza cărora vor trebui să-și asume. Ori ei iau un credit pe 15-20 de ani și își asumă anumite plăți anuale relativ mici pe credit, mizând pe faptul că aceste plăți vor fi sau, având în vedere calculul, că aceste plăți vor fi mult mai mici decât costurile de economiile pe care ei le vor realiza în urma investiției. Adică asta este ceea ce noi propunem. Sigur că toată lumea vrea granturi și eu tot înțeleg că lumea la noi a fost învățată timp de 30 de ani de zile, că vreau să vă spun că granturile peste tot sunt limitate și nici o țară încă nu a reușit să se dezvolte pe granturi. Granturile sunt o soluție de moment, atunci când știți cum ca și bandajul, când îți curge sângele îți pui un bandaj. Dar nu e o soluție ca să ți pornească circulația sanguină. Deci dacă nu poți crea, dezvolta proiecte care sunt sustenabile fără componentă de grant, pe termen lung nu ai cum să izbutești. Și aici mai avem foarte mult de lucru. Dar inclusiv la nivelul subvenționării fiscale a costurilor la energie, mai este mult de făcut. Dar într-un final trebuie să ajungem ca Republica Moldova repede să se transforme într-un, dacă doriți, șantier în care pe de o parte să avem investiții, creștere economică, locuri de muncă create, pe de altă parte aceste investiții generează economii de energie, economii de uh, importuri sau reducerea importurilor și uh, îmbunătățirea. Poziții valutare și crearea valorii adăugate aici, la noi, în Republica Moldova. Asta, într-un final, vrem să realizăm, dincolo de faptul că, pe parcurs, toată lumea va avea doar de câștigat, va avea de economisit, vor economisi bani la facturi. În concluzie, care ar fi trei pași cei mai importanți pe care ar trebui să-i parcurgă Moldova pentru a-și atinge obiectivele țintă pe care le are în domeniul energetic? Să asigurăm. Uh, uh, eficiența energetică a clădirilor, măcar la nivelul uh, Uniunii Europene, să uh, transformăm sectorul de transporturi uh, ca uh, el să fie mai curat și să putem, datorită creșterii consumului, să integrăm mai multă energie regenerabilă în, în uh, rețea și trei, să devenim, probabil că aș vrea ca ambiții, să devenim o țară model din punct de vedere a inovației. O țară în care uh, toți cei care au idei inovative, au soluții și sunt uh, creativi uh, și dinamici, uh, să știi că aici își pot realiza aceste ambiții mai repede decât în orice alt uh, loc, ce sunt din Europa, dacă nu din planetă. Mulțumesc, frumos! Și acum acele întrebări despre care spuneam, noi le-am numit întrebări Fulger. Haideți. Adică răspunsul dorim să fie extrem de scurt. Ok. Energie verde sau energie convențională, într-o singură frază? Da. Verde sau convențională? Evident că verde. Este viitor oricum e verde. Care este cel mai mare succes al Republicii Moldova în ceea ce ține energie regenerabilă până în prezent? Cel mai mare succes. Până în prezent, probabil că faptul că oamenii au început să se intereseze și să investească proprii bani în, în acest domeniu, scapi interes față acest domeniu. Eu cred că asta e începutul cel mai bun. Mai avem mult de lucrat, dar asta, asta, e, asta e succesul principal. Ok. Peste 5 ani, în Republica Moldova, sursa principală de energie va fi? Peste 5 ani. Da. Peste 5 ani încă, va fi, încă vor fi produsele petroliere. Încă. Încă. Peste 20. Energia electrică, produsă din surse regenerabile sunt aproape sigur de asta. Cât la sută? Acum 13. Nu, acum nu i 13 și acum e mai puțin. Acum ah, energie electrică energie din total, total, din da. total. Eu cred că energia electrică într-un final o să ajungă la vreo 40, poate mai mult. Domnul profesor Arion ne spune la lecții. Peste 50 de ani o să fie aproape numai electrică, electrică. O să fie numai electrică. Aproape numai electrică o să fie. Peste, da. Așa de departe, da. Uh, care crezi că este cel mai mare mit despre energie verde pe care îl poți demonta acum? Mit? Mit. Că energie verde asta e simplu. Că asta nu e simplu deloc, oameni buni. Și că energie verde este scump nu ea devine tot mai ieftină și mai ieftină. Cea mai mare provocare cu energie verde în prezent este intermitența ei, deci faptul că ea trebuie cumva stocat, echilibrat. Și dacă ai o piață bună, atunci această diferență de prețuri între atunci când este energie abundentă și atunci când este deficit de energie, creează suficiente Uh, suficientă, această diferență de preț creează suficiente stimulente, suficiente uh, stimulente financiare ca investițiile private, comerciale, să vină în stocare de energie. Și asta se va întâmpla. Principalul tău obiectiv în acest mandat este? Să pun la punct, uh, să pornesc toate aceste mecanisme, uh, ca după asta să, să mă mândresc.